Salut și bine v-am regăsit la Vapeați Liniștit! Astăzi discutăm despre gama 0861 de la TOB și încă două lichide bonus care nu fac parte din această gamă, dar oricum o să vi le prezint aici în acest videoclip. Ca și arome avem lichide fructate, avem lichide cremoase, avem lichide mentolate, avem și un tabac. De fapt, două tabacuri dacă e să le pun pe toate 10. Eu le-am testat pe toate în jur de două luni, cam așa. Așa că haideți să-i dăm bătaie, să vedem cum sunt aceste lichide. Aceste lichide le-am primit de la cigaraego.com pentru a le testa și a le face acest video și le veți găsi la ei pe site. Cupon de reducere din păcate nu am pentru ei, dar cine știe poate poate pe viitor voi avea un cupon de reducere pentru că da, de ce nu? Lichidele vin într-o sticlă de 60 de ml unde avem 30 de ml lichid extra aromat, ceea ce înseamnă că poți să spui 3 șaturi de nicotină sau poți faci ca mine, eu am pus 2 șaturi de nicotină plus bază în fiecare din acestea, mai puțin celelalte două care nu fac parte din gama asta. Încă de la început vreau să vă zic că nu-mi plac sticlele de genul ăsta nu-mi plac deloc. Am avut un moment nefericit când în buzunar s-a instalat jumate dintr-un lichid. O să vă zic și de care este vorba. Este vorba de Hermesul ăsta. Nu știu ce s-a întâmplat în buzunar, dar țușpicul pur și simplu n-a mai vrut să stea aici. Și a ieșit. A ieșit, pur și simplu. Și curgea lichidul meu fain frumos în buzunar. Evident că m-am enervat, dar nu am mai putut. Și da, din acest motiv nu-mi plac sticlele astea. Mai bine prefer o sticlă de asta Gorilla, în care într-adevăr se desface mai greu țumburucul ăla ca să bagi nicotina. Dar gândește că o faci o singură dată, adică pe bună o dată îl desfaci ca să bagi nicotina. Bun, să trecem la lichide, că despre ele este vorba, nu despre sticle, dar am vrut să menționez treaba asta. Eu aceste lichide le-am împărțit în 3 mari categorii, și anume lichide care nu-mi plac și nu o să le mai vapez niciodată. Lichide de care sunt așa și așa, adică nici bune, nici rele, sunt ok când nu ai altceva în casă de vapat și lichide care îmi plac. Și să începem cu lichidele care nu mi-au plăcut și aici se încadrează 05, care este o combinație cu pepene galben, combinat cu kiwi, cu biscuiți. Mie unul mi s-a părut grețos, adică am vapat 2-3 pufuri și am zis până aici n-am mai putut. Și asta se datorează aromei pronunțate de pepene galben. Nu știu, mi se pare că este prea puternică sau nu știu, în combinație cu kiwi e prea puternică. Nu știu, nu-mi dau seama, dar n-am putut să-l pe Asta mi s-a părut super grețos. Următorul lichid care îi va ține de urât lui 05 este 04. 04 care este un mentol cu anason. Cu siguranță mulți dintre voi ați gustat cel puțin măcar o dată. Uzo, băutura aia grecească, este fix același gust. Sincer, nu a fost pe gustul meu, de obicei îmi plac lichidele cu ice effect, dar îmi plac în, în alte combinații, gen, nu știu, tabac cu ice effect sau un fruct cu ice effect. Totuși am apreciat că mentolul n-a fost atât de puternic încât să-ți rupă gâtul, ceea ce, overall, nu știu dacă îți plac de obicei lichidele mentolate și nu te deranjează anasonul, Ăsta poate fi un lichid fain pentru tine, dar pentru mine nu. Nu, 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 și trecem la următorul. La următorul care este 01, în care avem kiwi, avem piersică, avem pepene și mai e ceva aici care nu-mi dau seama ce este. În lichidul ăsta am simțit niște note fructate. Mi-a luat mai mult timp să-mi dau seama exact ce fructe se simt în lichidul ăsta, pentru că mi se pare că e o fel de salată de fructe. Dar s-a simțit ceva kiwi, ceva piersică. Mai e și un pepene pe acolo. Ăsta nu a fost grețos. Adică nu am avut probleme în alvapa, am vapat un tank și ceva din el, doar atât că nu este pe gustul meu, nu îmi place mie combinația asta. Ai tot. Trecem la lichidele care sunt ok, dar nu mă dau neapărat pe spate și începem cu lichidul 06, care este un lichid cremos, mai exact o cremă de vanilie, nucă de cocos și mentă. Un lichid care este ok să simte crema de vanilie ca notă principală, iar apoi te întâmpină nuca de cocos și îți lasă pe aftertaste un gust de mentă. Mi se pare un lichid interesant, în general dacă îți plac lichidele cremoase și să fie și un pic fresh, Asta ar fi o idee bună pentru care menta aia la final. Și cum ziceam, dacă îți plac lichidele cremoase, Poate o să-ți placă următoarele două lichide cremoase pe care ți le voi prezenta. Și următorul lichid despre care discutăm este 07, care la fel ca în cazul lichidului 01, mi-a fost cam greu să depistez aromele. Ce mi-a fost ușor să-mi dau seama a fost faptul că este un lichid cu vanilie și că este cremos. Este un lichid cu vanilie, este și cremos în același timp. Pe lângă nota de vanilie se simte acolo și o notă subtilă de afine, dar nu întotdeauna am simțit afinele, adică nu știu, mi se pare că e un fel de subnotă Acestea afine că nu le simt tot mereu. Deci, da, cam ăsta este lichidul cu 07, vanilie, ceva afine și e cremos. Mai departe avem un lichid care ăsta mi-ar fi plăcut mult mai mult. Dacă era făcut un pic altfel, și o să vă zic imediat despre ce e vorba. Avem un lichid cu cafe latte. Bine, latte, practic. Adică e mai mult lapte și mai puțină cafea. Un lichid bun, de altfel, un lichid care merge all day. Ceea ce mi-ar fi plăcut mie este să se fi simțit cafeaua e ceva mai strong sau măcar echilibrat. Dar bine, înțeleg ideea că este... Că și scrie că este late și na, late de obicei este slabă cafeaua. Dar dacă era un pic mai tare cafeaua din lichidul ăsta, cred că mă câștiga. Cred că era pus în topul următor. Dar oricum nu este un lichid rău chiar nu este un lichid rău. Și trecem acum la categoria lichide care mi-au plăcut cel mai mult și pe care o să le vapez de acum înainte. Sunt patru la număr. Primul lichid de pe listă este 02, care este un ceai negru combinat cu mango și are și o notă fresh. mi se pare și o combinație bună pentru că aromele se simt foarte bine. Adică ceaiul negru se simte că e un ceai negru. Mango îmi place că este dulce și are acolo și o notă de ice. Ceea ce, nu știu, mie mi-a plăcut lichidul ăsta. Și trecem mai departe la lichidul 03, care este un lichid cu tabac, cu piersică, cu biscotto, vanilie. O nenorocire ce scrie aici pe etichetă. Eu vă zic ce am simțit eu. Am simțit un tabac RY4 pe care multă lume îl cunoaște, combinat cu vanilie și piersică. Astea au fost notele pe care eu le-am simțit. Tabacul este prima notă, după care se simt pe fundal vanilia și la aftertaste piersica. Îmi place combinația, mi se pare reușită, lichidul este bun bun. Trecem la Hermes Reserve sau Rezerva, este practic lichidul Hermes într-o notă mai tutunoasă. Pentru cei care nu știu lichidul Hermes, cel original, este o cremă de alune și biscuiți. Iar în lichidul ăsta se simte o notă tutunoasă și se combină foarte bine cu aroma de Hermes. Mi se pare că merge all day, la fel ca și lichidele menționate mai sus, adică 02, 03, chiar și 08 am spus că merge all day. Și trecem și la ultimul lichid, care ăsta cred că e ediție limitată sau ceva. Se numește Italians Do It Better. Italians Duit Better care arată cam așa. Italians Duit Better are o aromă de granite pepene roșu și lămâie. Adică sucul acela cu gheață în diferite arome pe care îl întâlniți destul la mare. Probabil va aștepta să fie un lichid cu multă gheață, dar surpriză, nu este așa. Se simte acolo o notă de pepene roșu, dar puțin diferită. Adică nu e nici fructul, dar parcă nici uh, bomboană de pepene roșu, nu știu. Aici un pic ciudățel lichidul, dar nu este rău, adică e ok, merge all day, nu este grețos și îmi place că pe urmă se simte lămâia și cu ice efectul care conturează lichidul perfect. Cam astea au fost lichidele din gama 0861 de la top plus cele două lichide Uh, Hermes Reserva și Italians Do it Better. Scrieți-mi și voi în comentarii care v-a plăcut vouă dacă le-ați încercat sau pe care ați vrea să-l încercați. Că cine știe, vine Crăciunul, poate facem și un giveaway. Eu am fost Andrei, tu te uita la Vapează dacă ți-a plăcut nu uita să lași un like, să te abonezi la acest canal pentru mai multe recenzii. Apasă și clopoțelul pentru a primi toate notificările și noi ne vedem data viitoare. Până atunci, vă pas liniștea.